Dintre elevii cu media 10, 4 sunt de la Colegiul Național Petru Rareș Suceava, câte 3 de la Colegiul Național Mihai Minescu Suceava și Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava și câte 1 de la Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți și Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni. Rezultatele de la bacalaureat au fost afișate marți pe 30 iunie, atât în licee, cât și pe site-ul oficial al Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro. Potrivit Ministerului Educației, în sesiunea iunie-iulie 2020 a bacalaureatului au promovat 92.930 de candidați, dintr-un total de 147.790 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 86.140 de candidați provin din promoția curentă, iar 6.790 din promoțiile anterioare. 232 de candidați au obținut media 10. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic cât și electronic în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16-19 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8-12. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, pe 5 iulie. Anul trecut, înainte de contestații, 4 absolvenți de clasa 12-a din județul Suceava obținuseră 10 la bacalaureat, iar după contestații, încă unul a luat examenul cu media 10. Pe de altă parte, pe 30 iunie s-a desfășurat ultima probă scrisă din cadrul etapei speciale a evaluării naționale, cea la matematică. A fost primul an în care a fost organizată această etapă la evaluare pentru elevii afectați de coronavirus. Primele rezultate pentru aceștia vor fi afișate luni, pe 2 iulie, până la ora 12, în centrele de examen. Repartizarea computerizată la licee va avea loc în 10 iulie.